Vești bune de sărbători pentru britanici. Guvernul londonez a anunțat că vor relaxa temporar restricțiile impuse din cauza pandemiei pe perioada sărbătorilor de Crăciun. Astfel, grupurile de până la trei familii vor avea permisiunea să se întâlnească fără restricții. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat comun al liderilor celor patru guverne regionale. Relaxarea măsurilor este valabilă doar pentru perioada 23-27 decembrie. Noile măsuri includ și relaxarea temporară a restricțiilor de circulație, pentru a permite familiilor să se deplaseze de-a lungul teritoriului regatului. Din această cauză, rezidenții Irlandei de Nord vor avea la dispoziție o zi în plus pe lângă cele 5, pentru a le permite călătoria. Oficialii au subliniat faptul că acesta nu va fi un Crăciun normal iar oamenii vor avea parte de sărbători într-o manieră mai prudentă decât de obicei. Anunțul a venit la scurt timp după ce Organizația Mondială a Sănătății a recomandat evitarea petrecerilor mari în familie de sărbători. Marea Britanie face parte dintre țările care au depășit pragul de un milion de cazuri. Peste 1,5 milioane de infectări cu coronavirus au fost confirmate de autoritățile britanice de la începutul pandemiei. Aproape 56.000 de oameni au murit din cauza noului SARS-CoV-2.